Cum se putea încurca Ileana și Potean într-o emisiune cu trei gol la an? Auzi, lasă-mă puțin să spun că această melodie este și pentru fetele mele de la salon, mă. Că atâta s-au căzut să-mi facă. Fetele de la Bravo, măi, fetele de la fetele salon, mele, Vali, doamnelor și domnilor. Vali, Andreea, Mihaela. Uite, le-a ieșit, dar știi ce? Mi-a spus, nu puneți ochelarii pe păr. Că nu spun ochelarii că strici părul. E, mi-am pus ochelari. Hai să vedem. Deci, Andrei, cu ce să începem? Să începem de vară. Domnul Accent, te-a așteptat aici. Frigăruirele de curcan și pe Andrei Bancuri? Dubac. Bancuri? Așa, Andrei încălzim. Bancuri? Nu. No. No. Slove, anecdote, da. Cu caracter de poantă. Da. Mi-aduc aminte, erau niște tineri bucureșteni care s-au oprit la o barieră. Trecea trenul și s-a oprit la barieră și văd la un moment dat o bătrânică pe marginea drumului și ăștia se dă de la București să facă mișto de bătrânică. Bătrânica ținea o rață la sub braț și ăștia dau geamul jos la mașină. Ia zi, mama, o dai? La care bătrânica? Eu o dau, dar cine ține rața? Așa. Da. Mi-a plăcut mie mult când a venit el acasă. A venit Franco acasă și întreabă Oana, la ce oră ai venit azi noapte? La 12 fără 5. Cum mă, că m-am zis, era 7 dimineață. Păi și 12 fără 5 cât face, nu 7? Foarte. Bă, eu sunt în comisie acum. Da? Sunt și absolventă de teatru, așa că pot de să... De la mine mi-a venit, tot așa vine Cristi acasă. Zice, la ce oră ai venit aseară? La... Și de la 10. Ai, Iorea, n-am auzit eu pendula, a bătut o singură dată. Păi ce vrei să bată și 0? Foarte bine. Ileana, știi vreun banc? Știu, dar nu mă încumet. Acum. Uite aici, domnii abia așteaptă să aibă audă și ceva nou. Noi, că de ale noastre suntem sătui. Și tot așa, apropo de vânzare, tataie în piață, știi, la obor. De vânzare cocoșos, da, de vânzare nepoate. Dar ia zi, hai zi sincer, e bătrân, e tamam bun, e la maturitate. Hai bre, nu mă păcălești, zi așa, oi fi eu de la... Zi, calcă găinile. Ho-ho, calcă găinile, calcă gâștele. Odată a călcat și porcul. Hai, dă-o, Doamne, iartă-mă, călcăm. Păi și atunci, dacă e așa de bun, așa, de ce-l vinzi? De la o vreme să uită cam galeș la mine. Aie! Bine, varianta, prima varianta a bancului, știți că era ăla care aduce un cal și ce faci, bre, cu calul ăsta? Îl vinzi? Îl vând, ăla. De ce? Merge, trage bine? Nu trage, o putoare ordinar. E sănătos, e bolnav, e jigărit, vai de capul lui. Păi și până la urmă explică-mi și mie, de ce l-ai adus la târg? Să-l fac de râs. Asta era cu calul care... Săracul șeful calului îi spune, băi, de asta nu mai trage, nu mai face nimic, n-a mai câștigat niciun concurs, îl tai de lângă ăsta de o injecție letală și mâine îl mierlesc. Porcul auzi, se duce, mă căluțule, mă, ce ești în sufletul tău? Vezi că vrea și până să te mierlească, de ce? A zis că dacă n-ai mai adus niciun premiu, nimic, și nu mai, fiate mâine, măcar de gura lui când zice, hai, fă-te că te ridici și mergi 2-3 pași, că te mierlește, faci o injecție letală. Mulțumesc, porcușurile, că mi-ai prietenul spus că mâine, cu prietenul meu, a doua zi vine țiganul, hai să ridică calul, pleacă, învia calul, tăiem porcul! Vezi, Cristi, cu ei trebuie să faci o emisiune specială. Da, cunoaște. Există. Banchou se numește la Prima Comedie, da. Așa, reluăm din toamnă frumos, în forță, abia așteaptă colegii. Oricum, pe mine m-am am văzut bucuroși aici, abia așteaptă să reîncepem. Da, pălăriile în sus. Pe mine m-a avut cel mai bun invitat. Așa e, să știi, da, să știi. Fără să te super așa, le-am spus tuturor. Și mie mi-a zis așa. Uite, dovadă. Și nici n-ai fost. Foarte bună, deși am fost. Exact. Într-un sat de prin Ardeal a aflat presa că există o văcuță care dădea 100 de litri de lapte pe zi. Indiferent de zi, indiferent de anotimp. Era stresat. Se duc, îți dai seama și iau să zice, ia zi, bade, ce metode folosești? Că acum ai văzut, 2020 de la Bruxelles, na? Tu, mata, folosești ceva probabil ilegal. Nu e adevărat, mai ficior. Eu îi vorbesc cu Duhul Blândeții în fiecare zi în Joianei. Haide, bre, n-ai cum cu Duhul Blândeții să nu o ameniți, îi faci ceva. Nu e adevărat, eu în fiecare dimineață mă duc frumos la urechea Joianei și cu Duhul Blândeții o întreb. Azi ce dăm? Lapte sau carne? Hai! Da, aici... Mi-a mai plăcut ăla cu Maria ta vin turcii! Măi, aveți, mă, câți turci sunt? Măria ta, sunt 10.003 turci! Bă, când dracu ai numărat așa repede? Pe am văzut și eu șeful, sunt 3 în față și vreo 10.000 în spate.
Foarte bine. Da. Ce deci, drăguț. Aș vrea să pui pe mine să zic un banc. O să-l rog pe Andrei, da, că nu pot să-l spun eu, că eu de la el știu. Bancul cu președintele care voia leacul pentru tinerețe. Vai, nu cred așa. Hai, spune-l. Deci eu fac doar atât și o să întreb. Vai. Simte bine. Pe vremea fostului președinte, Băsescu se zice. Așa, eu nu le pronunț numele ca să nu să nu le fac atunci, reclamă. Atunci știi? Atunci s-a născut. Exact, da. La un moment dat vizitează el un sat de pe un fundul Moldovei și aia săraci erau rupți, nu aveau nici ce pune pe. Singurul lucru cu care se puteau lăuda și era Moș Nea Ion, care avea 104 ani. Ia aduceți-l, bă, zice primar, aduceți-l pe Nea Ion, ne lăudă și a venit aici domnul președinte și na. Când apare un tip ca așa, tânăr ca și Cristi. Vă bate joc de mine, mă, nu vă e rușine. Cum să aibă ăsta 104 ani? Și bă, da, uite, zice, certificatul de naștere. Certificatul vechi, dai seama, abia să mai... Bă, rog frumos, SPP-ul, televiziunile, lăsați-ne puțin singur cu domnul. Vreți spune care e secretul? Eu îți dau 1 milion de euro dacă îmi spui și mie secretul. Să nu mai râdă ăștia de mine, că bă, chiorul, că alea, că machitorul, că... Zice, domnule președinte, haideți să vă spun, e o chestie, dar nu știu dacă o să vă convină. Tu spune-mi care e treaba, niciun fel de treabă. Și uitați, am niște pastile, dar trebuie combinate cu un ritual. Hai mă, Nea Ioane, suntem ditai oameni, ce ritual? Păi zice, după ce luați pastila seara, vă dați cu un pic de rahat pe față. Da, vă frecați bine. Da, vă frecați bine, frumos. Adică tu vrei să spui că asta... Și da, bineînțeles. Bine. Dacă o să funcționeze, vin cu 1 milion. Ia pastilele de la Nea Ion, se duce acasă și începe fiecare seară. Ia pastila, după aia dă-i cu masca. Îți dai seama, nu mai stătea nimeni pe etaj cu el, puțea acolo, fugea SPP-ul, era tot ce era. Nici doamna Udrea nu mai intră. Domne, poate doar ea. Și la un moment dat, după o lună, bănene, când se uită în oglindă, față, curtă copil, mă, n-ai văzut așa ceva. Nu mai avea un rid, nu mai avea nimic. Nu se poate, a avut dreptate, Nea Ion. Hai, valiza milionul și vorba-i vorba, trebuie să ne... Ajunge înapoi în sal, se aduce Nea. Nea Ioane, să-ți dea Dumnezeu sănătate, uite banii. Dar zici și mie care-i treaba cu combinația asta, că n-am auzit așa ceva în viața mea. Păi zice, domnule președinte, ce să vă spun? Eu am un fiu care lucrează în America și care are o clinică din asta. Și astea sunt niște pastile care... Ei le testează, încă nu le-au scos pe piață, dar fiind vorba de fiu, eu am încredere în el și le-am luat. Și atât? Păi da, asta e secretul, pastilele. Păi bine, și cu masca de rahat ce? Aia a fost din partea mea, domnul președinte. E prea bun. Care e diferența între masonerie și LGBT? Masonerii se pupă doar de 3 ori. Ai spus 2-10. Da, mai mult. Da. E o emisiune superbă. Da, de acum, da. Da. Să nu se mai repete, da. Cu masca. Se duce puștul la farmă și mi-e frică să nu-l lui de-aia, să-mi dacă mă iei după pază. Tanti, să rămână, aveți anti-viagra? Mă, puștule, cine te-a trimis? Te-a luat la mișton, cum adică anti-viagra? Păi da, zice că bunicul înainte să moară a luat vreo 3 viagra și acum nu mai putem să punem capacul la secret. Aia e treaba, doamnelor și domnilor, ți-a plăcut cu bancurile, dar stai și după pauză, până atunci să mai avem o piesă foarte frumoasă, zi. Da. Ce cântă? Este o prima audiție, de asta spun că ar fi fain dacă aș încerca-o. Tatiana Solomon, mulțumesc, Tatiana, pentru încurajare. Așa, foarte bine, Tatiana. Așa, așa se numește o simplă întâmplare. Este un compozitor basarabean. Ioni Strati. Da. Ia aici. Da. Așa? Ia aici. Ia facem karaoke? Da, da, da. Faceți, karaoke instrumental. Faceți backing vocals, da. Și ce trebuie să facem? Shubidubab, shubidubab. Nu ala, nu din ala. Ala aici, ala. The 50s. Da. Nu suntem noi cam de 50s, am ajuns toți. Noi trei cam de 50s. Over 50. Da. Noi cam de 50s suntem. Elena Răileanu. Da. Dați drumul la melodie, că... Dar nu pas basarabeni ăștia. Ia bine, Fabiane.